Bine v-am găsit! Indicii Bursei de Valori București au o evoluție mixtă astăzi, asta în contextul în care declarațiile președintelui Donald Trump privind impunerea de taxe vamale pentru produsele din China încă au efect pe bursele europene, care sunt pe roșu. Indicele principal al pieței scade cu jumătate de punct procentual la această oră, pe de altă parte vedem creșteri. În cazul indicelui societăților financiare, creșteri de 0,3% și acelui care măsoară performanța sectorului energetic. Toate astea pe fondul unui rulaj foarte redus de nici măcar 3 milioane de euro. În clasamentul celor mai lichide companii de la Bursa de Valori din București conduce BRD cu schimburi de 3,6 milioane de lei. Aici mai găsim și Banca Transilvania cu tranzacții de 1,7 milioane de lei, dar și operatorul pieței de capital care a strâns 1,2 milioane de lei în urma unor schimburi efectuate în afara pieței principale. Printre cele mai tranzacționate titluri am remarcat evoluția acțiunilor BRD, care scad cu peste 12%, vedem la această oră. Pe de altă parte, vedem că titlurile Fondul Proprietatea urcă, vorbim de o creștere cu 2%, iar cele ale Sfera Franchise Group câștigă mai bine de 5%. Am vorbit puțin mai devreme cu Milan Prușan, director general NN Investment Partners, despre conjunctura în care au loc aceste evoluții. Context investițional volatil în această dimineață pe bursele internaționale. Observăm evoluția europeană fiind negativă, marcată de nivelul ridicat de incertitudine generat de declarațiile președintelui Donald Trump cu privire la atingerea unui acord comercial împreună cu China. În acest context ne așteptăm la zile de tranzacționare cu suișuri și coborâșuri în perioada următoare, dat fiind și nivelul redus de informații pe care investitorii le pot accesa cu privire la acest subiect. De asemenea, avem și contextul Brexitului, o discuție foarte prelungită de ambele părți, o dezbatere continuă care nu pare a ajunge la o rezoluție în săptămânile următoare, astfel încât ne vom apropia de momentul alegerilor europarlamentare, un moment important pentru piața bursieră internațională, considerând ușoare mișcări pozitive în sondaje din partea partidelor anti-europene, factor ce poate genera un sentiment ușor negativ pentru investitori la nivel global. Din perspectivă locală, am observat doi emitenți cu un nivel de tranzacționare ceva mai ridicat, deși vorbim de o lichiditate mult sub media anului pe bursa de la București astăzi. Vorbim aici despre BRD, a cărui evoluție negativă nu trebuie să sperie investitorii. Vorbim de data ex-dividend. Practic, începând de astăzi, noi investitori în acțiuni BRD nu vor beneficia de dividendul oferit pentru rezultatul financiar din 2018. De asemenea, avem și o surpriză plăcută. Observăm evoluțiile companiei Sfera Franchise Group, cu o evoluție de peste 10%, fapt datorat atât de zona comercială a liniei de business pe care compania urmărește, cât și din perspectiva modificărilor la nivel de management înregistrate la începutul anului, care par a fi pe placul investitorilor. Și este momentul acum să ne uităm către bursele europene. Vedem că aici ele scad la această oră în condițiile în care investitorii evită acțiunile riscante, în timp ce așteaptă să vadă dacă Statele Unite și China pot evita reluarea războiului comercial, care ar dăuna economiei globale. Indicele pieței londoneze coboară, o scădere de 0,4% la această oră, iar cel care măsoară evoluția companiilor listate la Frankfurt pierde peste 1%. Cea mai mare scădere o vedem la Paris, acolo unde indicatorul care monitorizează evoluția celor mai importante 40 de companii franceze scade cu 1,3%. Sectorul bunurilor de lux este printre cele mai afectate de scăderile de pe bursă, fiind puternic expus la cererile din China. Proprietarul mărcii Gucci, grupul Kering, se depreciază pe bursa de la Paris cu peste 2%. Pierderi vedem și în sectorul auto, iar Volkswagen, unul dintre cei mai mari constructori auto de pe continent, scade cu aproape 1,8%. Printre cei mai mari pierzători de astăzi
se numără și ArcelorMittal, scăderea de peste 5% în acest caz, în condițiile în care cel mai mare producător de oțel din lume a redus estimările privind cererea pentru acest an. Și valoarea acțiunilor retailerului german Metro se reduce după ce compania a anunțat că afacerile din Rusia au scăzut. Atât pentru moment, eu sunt Sergiu Voicu și vă mulțumesc pentru atenție. Continuă acum România 24 cu Teodora Tompea. Numai bine!